Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box, emisiunea care vă pune la încercare gândurile, ideile, preconcepțiile, dacă vreți, și în multe cazuri miturile. Dar poate venim uneori și cu idei noi în spațiu public din România. Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Lorand Balint, expert în marketing. Salutare, Boții! Salut, Cătălin! Lorand Balint este cunoscut pentru scrierile sale în diverse gazete de specialitate, de advertising și de marketing, pentru faptul că în trecut a predat cursuri de marketing la școli de învățământ superior din România, pentru studiile făcute în afară și probabil nu te-am întrebat niciodată câte campanii publicitare ai făcut la viața ta? Păi sunt 22 de ani, nu știu, sute. Sute de campanii publicitare. De anvergură, mai mici probabil că sunt mii. Mai mici sunt mii. Lorand Balint lucrează cu foarte multe date despre noi, ceea ce în acest sezon de Out of the Box vom pune și noi pe masă, pentru că agenția la care lucrează, Publicis Group, are această entitate care se numește Data Intelligence, care a avut amabilitatea, colegii tăi de acolo au avut amabilitatea să ne pună date pe care voi le folosiți la dispoziție, să ne le pună la dispoziție, date despre România, despre consum, despre diverse lucruri care ne leagă sau ne unesc. Și date care ne ajută așa să avem o perspectivă asupra unor lucruri importante și asupra unor lucruri mai puțin importante, cum ar fi faptul că tu acum tocmai ai suferit o întorsă. Da. Cu o mică fractură? O ciubitură, cum îi zic medici. Putem spune că alături de tine în ultimele 12 luni, 3% dintre români declară că au suferit întorse sau luxații. 3%? 3%, da. Deci nu ești singur. E mult sau puțin 3%? Păi dacă te gândești așa, ca procent pare puțin, dar dacă începem să ne uităm la număr, peste 500.000 de români. 500.000 de români au avut întorse? Da. Într-un an? Într-un an, da. Îți se pare mult? Păi, mi se pare că, în primul rând, nu ești singur. Și de-aia ziceam că avem date care sunt importante și acționabile și în emisiunile la noi și date care sunt așa. Eu am făcut întorsă pe stradă într-o lucrare publică, să spun așa, într-un șanț făcut prost. Da, asta e chestiunea. Dar avem destule șanse. Avem destule șansuri. Hai să vorbim despre modul în care românii receptează sănătatea astăzi. Mi se pare important să zicem câteva lucruri. Uite, asta a fost interesant. N-am știut că se calculează așa odată, dar 3% dintre români au avut întorse, luxații în ultimele 12 luni. Hai să vedem mai departe. Ce date interesante ai mai strâns? Și atenție, o să încercăm să reparăm ceva în relația dintre noi și medici. Ceva foarte important. Uite, 51% dintre românii cu vârsta peste 15 ani declară că sunt de acord cu afirmația: ar trebui să am mai multă grijă de sănătatea mea. 51? 51. Asta e puțin. Lipsesc 49, nu? Adică ceilalți 49 nu sunt preocupați de... Așa se pare, da. Deci se pare că nu este atât de importantă grija pentru sănătate. Ceea ce poate să explice multe din jur, că dacă ne uităm, nu suntem o societate mega preocupată de sănătate. Dacă este doar să ne uităm la câți dintre noi mergem pentru controle de rutină, chiar dacă ne simțim bine. Deci 35% dintre românii cu vârsta de peste 15 ani merg la controlul de rutină anual. Adică fără să-l doară ceva. Da, exact. Da. De 65% nu merg. Ok. Ceea ce mi se pare foarte mare și foarte îngrijorător și numerele acestea arată un pic faptul că sănătatea nu este atât de importantă pentru noi sau nu o percepem ca fiind atât de importantă pentru noi. De ce? Poate pentru că 70% declară că au o sănătate bună sau foarte bună. Ok, asta e bine. Asta este bine, da. Este... Iar 45% nu au suferit de nicio afecțiune în ultimele 12 luni. Deci în ultimele 12 luni nici măcar o răceală, nici măcar un nas înfundat sau o alergie sau ceva. Și asta s-ar putea să ne facă să ne simțim așa mai Superman și că nu avem nevoie, că sănătatea noastră este de fier până când cedează, că atunci, da, dacă te simți așa, are sens. Dacă jumătate dintre români nu au suferit de nimic în ultimul an de zile, atunci e clar că percepția lor despre sănătate nu este una de atenție, pentru că nu-i deranjează nimic, pentru că, în general, mergem la medic când ne deranjează ceva. Da. Uite, la ce ne ajută toate aceste informații? Pentru că ele sunt haioase, sunt interesante, subiect de conversație. Dar odată ce înțelegem că pentru 49% nu este foarte important să aibă grijă de sănătatea lor, Asta înseamnă că dacă noi vrem să promovăm sportul, activitatea fizică, oamenii să facă mișcare, și noi venim cu un mesaj, este sănătos, vei fi mai sănătos, intră pe o ureche, iese pe cealaltă. Nu îi afectează prea tare. Adică orice mesaj, faceți sport, sportul este important, o să fiți mai sănătos, ok, bine. Oricum eram. Nu este preocuparea mea. Oricum eram sănătos. Oricum eram sănătos sau oricum nu-mi pasă foarte mult. Asta înseamnă că trebuie să te uiți din alte unghiuri, adică dacă vrei să vorbești cu populația României, să-i faci să fie mai activi, să putea să trească să vorbești despre socializare. Fă sport pentru că vei socializa cu alți oameni, vei întâlni oameni interesanți, vei avea o după-amiază mai plăcută. Și să nu punem atât de mult accent pe sănătate pe cât am fi tentați poate la prima vedere. Normal, consecința va fi oameni mai sănătoși. Dar s-ar putea să-i convingem să facă mișcare prin alte unghiuri și de fapt și de drept punând toate resursele pe fă sport pentru că vei fi mai sănătos să fie degeaba. Adică de la un nivel încolo este foarte interesant. Poate la fel și când vrem să-i convingem să mănânce sănătos. De ce să mă sănătos? Când pot să am 40 de sarmale la o masă, că aia dacă toți sunt sănătoși. Dacă toți, aia sunt sănătoși și nu e neapărat preocuparea mea. Iau după aceea un medicament care să mă ajute să trec peste orele dificile după ce m-am îndopat și merg mai departe. Deci sunt multe care se explică și sunt și lucruri acționabile. Ce mai avem aici, Lorand Balint? Avem și un clasament al afecțiunilor din ultimul an. Adică ce declară românii că au suferit în ultimul an 45%, cum ziceam, nu au suferit de nicio afecțiune, durerile de gât 30%, dureri de cap, migrene 29%, deci răceală, dureri de cap, migrene, dureri de gât la 30%, tuse 16%, diaree 15%, gastrită 15%, nas înfundat 14%, picioare grele umflate 9%. Ce am mai văzut eu aici, 4,2% dintre ei au suferit de alergii, da. Ceea ce arată că e un pol foarte mare de persoane, da. Dar în același timp arată că sunt o minoritate, poate de asta marea lipsă de grijă în ceea ce privește ambrozia și alte chestiuni de genul ăsta, pentru că de fapt cu 90% din populație nefiind alergică, ei nu se uită, știi cum da. E. 95% nu e alergică, da. Aia nu e o problemă pentru politicieni, pentru tot. Atunci nu este o presiune. Deși dacă stai să te gândești că este și familia impactată, adică există un efect și asupra familiei, adică sunt 5%, dar și cei din jurul lor sunt loviți în momentul în care este. Îi face 15-20%. Și angajatorii, pentru că stau de vorbă cu colegi și hai să lucrăm, hai să facem un proiect, păi nu pot pentru că m-a lovit ambrozia. Mai e ceva aici, pentru că am zis că vrem să reparăm o chestiune de încredere. Oamenii care ajung la medic se trezesc în fața unei atitudini pe care tu ai descris-o. Cine v-a lucrat aici, domnule? Și da. Asta o povestești dintr-o experiență personală. Da, avem mai puțin de 40%, deci mai mult de 40% dintre români nu au mare încredere în medici. Și încrederea asta se câștigă și se pierde în multe feluri. În urmă cu vreo 10 ani am observat un lucru pe care am început să-l monitorizez și să fiu atent la el și este de câte ori, aproape 9 din 10 situații în care merg la medic eu sau cineva din familia noastră și mergem la un alt medic, reacția este, dar cineva a lucrat aici, domnule, ca la meseriașul care vine să repare țeava de la chiuvetă. Adică, dar cineva a dat acest medicament? Păi medicamentul ăsta nu vă ajută. Acum, săptămâna trecută am făcut un Doppler de picioare, reacția celui de la aparat, păi dar cine v-a trimis pentru așa analiză că nu are ce să vă arate, nu are ce să vă... Degeaba o faceți. Păi nebunește în momentul ăla, cum să mai am încredere în medici dacă alt medic, dacă alt specialist desfințează ceea ce mi-a zis precedentul. Și care e recomandarea? Și aici recomandarea este pentru că sunt lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți atitudinea românilor față de sănătate și față de medici și sunt lucruri de sistem, sunt sistemice, sunt mari, sunt ample, dar și sunt lucruri care țin de percepție, pentru că percepția este foarte importantă. Ori dacă la fiecare experiență cu medicul un medic îl desfințează pe precedentul, atunci este o mare problemă. Atunci recomandarea pentru medicii din România este păi, să avem un pic grijă și cum vorbim cu pacienții și cum transmitem anumite mesaje. Pentru că una este să zică, mamă, dar cine va da medicamentul ăsta? Și alta este să zică, bun, înțeleg colegul meu ce a încercat și ce medicament v-a dat, hai să încercăm și altceva, pentru că cred că s-ar putea să vină în completarea medicamentului prescris înainte și să funcționeze mai bine. Cu același mesaj, același lucru, dar împachetat cu totul altfel. Foarte interesant. Tot tu spui că monitorizezi o altă reacție a medicilor la ceea ce le povestești tu și anume în momentul tu ești mergător, tu mergi pe jos foarte mult. Cât mergi într-o zi? Am 12.500 de pași pe zi, media anuală. Deci, practic, în fiecare zi, media anuală e 12.500. Și le spui medicilor că mergi foarte mult. Nimeni nu, adică foarte puțini oameni merg atât de mult pe jos. Ieri am avut 18.500 de pași prin București, zi de muncă obișnuită. Ok, și ce reacție are medicul? Zâmbesc toți. Deci este fericire pe bune și chiar este o reacție extraordinară. Este wow, bravo, bine, vă face bine, este încurajare dintr-o dată. Îi vezi așa cum se transformă și bun, hai, avem un start bun. Adică se vede că faceți mișcare, ceea ce e interesant pentru că nu fac neapărat sport, adică nu fac sport zi de zi, nu sunt foarte activ pe partea asta, dar la un moment dat am avut un proiect cu Simona Halep și un sponsor de-al ei care a fost provocarea, hai să facem pe român să facă mișcare. A, tu ești cel care a făcut 5.000 de pași pe zi? Eu sunt parte din echipa care a lucrat pe acel proiect, da, și... partea de strategie mi-aparține și acolo a fost foarte simplu pentru că ne-am uitat la toate opțiunile pe care le avem în România să facem sport și să fim activi, să facem mișcare. Și este foarte interesant pentru că dacă ne uităm nu sunt foarte multe. Merg cu bicicleta, dansez, merg la biserică, not, mă deplasez cu mijloacele de transport în comun, mă joc cu copiii, plimb câinii, ies la pădure, treburi gospodărești, alerg, merg la sală, fac sex, merg la iarbă verde, sporturi distractive. În momentul în care începi și încerci să vezi la nivelul întregii populații și începi să elimini biciclete, n-avem toți, unde să notăm, n-avem toți, descoperi că de fapt de drept rămân lucrul pe care putem face noi este să mergem pe jos. Adică toate celelalte este utopie să convingem o România întreagă să se apuce de unul dintre astea. Chiar și să danseze este foarte greu să-i convingi pe toți pentru că ai nevoie de o muzică, ai nevoie de un partener, ai nevoie de niște condiții, dar să mergem pe jos este cel mai accesibil. Și, de fapt, asta a fost întreaga strategie. Este, dacă vrem să-i facem pe români să fie un pic mai activi, să aibă o viață mai activă, hai să ne focusăm pe mersul pe jos. Și am descoperit, ajungând la concluzia asta, am început să merg pe jos. Am început să descoper beneficiile, care sunt foarte, foarte multe, de relaxare, de concentrare, de somn mai bun, de slăbit, de tensiune scăzută. Bine, dar poți să faci și întorsă. Vin eu să când mergi pe jos. Descoperi asta. Bucureștiul altfel. Ca să dau niște exemple, am avut și cursuri, traininguri la care am participat în timp ce mergeam pe jos, adică ascultând în căști, uitându-mă pe telefon și mergând pe jos în jurul... E seriu. Ceva ce se poate face și poate e o bună concluzie pentru emisiunea noastră, pentru că Boții a început să facă mersul pe jos la peste 40 de ani. Da. Da? 44. Și... Da, la 44 a început să meargă pe jos și ai slăbit mult de când te cunosc și n-ai făcut mare lucru. Ai mers pe jos și ai mâncat. Și am văzut medicii zâmbind în momentul în care le ziceam că... Asta e ediția de astăzi. Revenim și săptămâna viitoare și o să avem o afirmație foarte tăioasă. România e parte din Occident și acum criticați-ne pentru această afirmație, dar o să vă demonstrăm că așa este. Lorand Balint, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.